fie două săptămâni de vacanță de iarnă înainte de Revelion. Provocarea vacanței pentru toți e aceeași, să găsim forme noi de distracție. Ajunul Crăciunului. Ce idee bună a fost să ne întoarcem în paturi. Oh, aproape am uitat. Casca! Gata? Să-i dăm drumul! Cum ar fi? Să îți transform patul în topogan sau să te dai cu Sania din turn? Să faci din zăpadă un om uriaș sau să-i faci lui Yeti baie și duș? La, 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 la. Să te bați cu zăpadă, bulgăr, catapulta și înger alb ce pot bura? Să cânti colin de rock, să ambalezi cadou sau să dai zăpada din drum? Păi, nu-s toate distractive. După cum vezi, sunt destule de făcut până se înceapă școala la anul. De stai cu noi, căci Filia și Păr vor împărți voioșia lor. De stai cu noi, căci Filia și Păr vor împărți voioșia lor. Mama! Filia și Păr fac un episod de Crăciun! Filia și Păr.